român a găsit rețeta fericirii. E simplă, e la îndemâna multora dintre noi și sună așa. Ești bine dacă faci bine. Dăm din ceea ce Dumnezeu ne-a dat, nimic mai mult. Fericirea noastră nu poate fi cu adevărat numită fericire dacă ea nu este într-o balanță frumoasă, spune, cu fericirea celor din jurul nostru. Dan Damaschin este preotul care a creat în Iași o întreagă industrie afacerii de bine pentru familiile numeroase și nevoiașe. A început prin a-și transforma bisericuța în depozit de ajutoare. Am nevoie de o catedrală, cel puțin să pun scutecele și hainele. Între timp, ajutorul a 9.000 de români a umplut o imensă hală cu haine și rechizite pentru tot atâtea mii de copii. De fapt, niciun elev din județ nu va merge luni la școală cu încălțămintea sau hainele rupte, cu burta și ghiozdanul goale. Cumva în județul Iași am eliminat o mare parte a cauzelor de neșcolarizare și abandon școlar. Ce înseamnă pentru un copil geanta asta, de fapt? Înseamnă, eu știu, ușa spre demnitate. Iar preotului Dan Damaschini s-au alăturat mulți dintre cei pe care părintele i-a făcut mari. Roxana e un caz fericit. E la liceu acum și vrea să fie învățătoare. Eu când mi-aducea acasă, tot timpul mă simțeam așa, un copil foarte iubit, pentru că mi se aduce. Asta vreau să simtă și copiii, când li se va aduce, e făcut de mine. Acum Roxana îi face ghiozdanul lui Vasilică. O să luăm caiete. Uite, omul fără învățătură e ca pământul fără ploaie. Cum este pământul fără ploaie? Căldură. E căldură mare, deci nu aduce roade, da? Deci, astfel și noi, dacă nu avem învățătură, nu putem să ne adunăm roade. Adică nu avem un salar, nu avem un loc de muncă. Ai înțeles? Da. Hai să luăm pantaloni acum. Ai uitați, părinte, ce aia e frumos. Să fim frumos și curați. Și curați, bun. Dar ce te ajută treaba aceasta pe tine? Ca să mă arăt de colegii de noi. Te ajută într-o formă sau alta? Într-un fel, da. Dacă ne ducem loc de acolo, de noi și nu ne putem concentra. Iar Adrian, un alt copil ajutat de preot, este acum asistentul lui. De curând a devenit, la rândul său, parohul unei comune în care se află mii de școlari care nici măcar nu știu ce înseamnă cursurile online sau internetul. Ce e internetul? Cal. Băi, cal. Bad. Ce e? Tu știi? Ce e internetul? Hai, știi. Vorbești. Cal. Cal și? Vacă. Acești munți de saci cu ajutoare pentru prima zi de școală sunt pregătiți pentru ei și ceilalți copii din comună. Băi, dar și frumoasă sunteți. Da. Păi, băieți, parcă v-aș lua acasă. Aici am organizat efectiv pe străzi pachetele, deoarece avem un sat mai mare în care împărțim. Și avem strada 1, 2, 3, 4 până la 20. Dan Damaschini nu vede în acțiunea demarată de el doar o campanie de ajutorare, ci o investiție în educație și în generațiile care vin. Nefericirea celui de lângă mine îmi va răpi cu siguranță în viitorul nu foarte depărtat fericirea mea. Acești copii flămânzi, acești copii needucați vor deveni bolnavi, vor deveni dependenți de ceșiri sau, eu știu, de infracțiuni. Asta afectând direct relația mea cu societatea, familia mea, copiii mei și, mă rog, bătrânețele mele. Alo, domnul Crumnea Educată, ne auziți?